Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul. Festivalul Inimilor revine la Timișoara, iar pentru o bună desfășurare, în siguranță, sunt necesare restricții de trafic. La solicitarea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a decis închiderea circulației rutiere pe mai multe străzi din zona Parcului Rozelor în perioada 1-8 iulie. Festivalul Inimilor revine la Timișoara, un eveniment de tradiție care sărbătorește cultura fiecărei țări participante prin dans și muzică. La solicitarea Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a decis pentru buna desfășurare a acestuia închiderea circulației rutiere pe mai multe străzi din zona Parcului Rozelor în perioada 1-8 iulie. Circulația va fi închisă pe strada Academician Alexandru Borza, strada Gheorghe Andrașu, strada Silviu Bejan și strada Patriarh Miron Cristea. De asemenea, în data de 4 iulie, în intervalul orar 18-19, va avea loc parada Portului Popular, pe traseul Bulevardul Cede Loga, strada Silviu Bejan și strada Academician Alexandru Borza. Șoferilor le este recomandată folosirea rutelor alternative pe perioada desfășurării evenimentului. Prognoza meteo pentru luna iulie anunță temperaturi mai ridicate decât de obicei în România. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni, aflăm din materialul următor. Următoarele 4 săptămâni se anunță mai calde decât de obicei în România, potrivit prognozei meteo pentru următoarea lună. În perioada 1-29 iulie, temperaturile vor fi peste mediile normale în cea mai mare parte a țării, cu excepția regiunilor vestice în prima săptămână. În săptămâna 1-8 iulie, cu excepția regiunilor vestice unde valorile termice vor fi mai apropiate de cele normale, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, mai ales în sudul și sud-estul țării. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice, iar în rest va fi excedentar, mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului. În săptămâna 8-15 iulie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 15-22 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. În săptămâna 22-29 iulie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale, dar cu posibilitatea unui ușor deficit local, mai ales în zonele montane. Până în 25 iulie se vor desfășura lucrări pe DN68A Coșava-Margina, inclusiv pe timpul nopții. Pentru a evita aglomerația, șoferii pot folosi rute de ocolire. Până în 25 iulie se vor desfășura lucrări pe DN68A Coșava-Margina, inclusiv pe timpul nopții. Nu se va lucra pe perioada weekendului. Pe timpul nopții va fi asigurat iluminatul perimetral al zonei în care se execută lucrări, precum și semnalizarea șantierului. Pentru a evita aglomerația, șoferii pot folosi următoarele rute de ocolire. Pe direcția Nedlac București, A1 Nod Balinț, A6 Lugoj, DN6 Lugoj, DN6 Caransebeș, DN68 Caransebeș, DN68 Hațeg, DN66 Hațeg, DN66 Simeria, A1 Simeria sau A1 Nedlac, A1 Arad, A11 Arad, DN7 Arad, DN7 Ilia, A1 Ilia. Pe direcția București-Nădlac, A1 Ilia, DN7 Ilia, DN7 Arad, A11 Arad, A1 Arad, A1 Nădlac. Canalizarea va fi extinsă în comuna Ghiroda. Proiectul include canale tehnice stradale atât în Ghiroda cât și în Gearmatavi. Investiția acestui obiectiv de infrastructură locală este evaluată la 1,56 milioane de lei. Două localități din județul Timiș își vor extinde rețeaua de canalizare. 4 străzi din Ghiroda și Gearmatavi vor beneficia în scurt timp de canale tehnice stradale. Sunt vizate arterele Sânzienelor, Cătinei, Macilor și Zmeuriș. De asemenea, investiția acestui obiectiv de infrastructură locală este evaluată la 1,56 milioane de lei. Totodată, durata de executare a lucrărilor este de aproximativ 6 luni. Pacienții diagnosticați cu melanom ocular metastatic riscă să rămână fără tratament. Costurile sunt enorme, iar medicamentele nu sunt incluse în lista celor compensate. În România sunt aproximativ 22 de pacienți cu boală în stadiu avansat care nu vor mai putea beneficia de tratament din cauza costului.
România se confruntă cu o situație alarmantă. Pacienții diagnosticați cu melanom ocular metastatic riscă să rămână fără tratament. Până acum, accesul lor la terapia imuno-oncologică a fost oferit gratuit de compania producătoare printr-un program special. În România sunt aproximativ 22 de pacienți cu boala în stadiu avansat, care nu vor mai putea beneficia de tratament din cauza costului. Cel mai bun suport psihologic este să ne vedem noi aici împreună, să luptăm, să stabilim un plan, să știm că avem o perspectivă. După aceea vine și partea cu mă duc să, mă rog, să mă iertați că sunt așa de tranșantă, dar nu suntem aici pentru suport psihologic. Suntem aici pentru că vrem acces la un tratament. Oamenii și ăștia în câteva luni pot muri. Tratamentul se administrează o dată pe săptămână și costă aproximativ 16.000 de euro. La finalul lui 2023, tratamentul a fost inclus de către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale pe lista medicamentelor compensate, însă acest lucru nu s-a concretizat până acum. Am sperat, desigur, că terapia va fi inclusă în lista de medicamente compensate în aprilie 2024, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Între timp și programul de donație al companiei Immunocor, mediat de firma Medison, se va încheia. Programul a început în luna aprilie 2023 pentru o perioadă de un an și, credem noi, un număr fix de doze. Cât de grav este diagnosticul de melanom ocular metastatic, a explicat chiar un pacient care suferă de această afecțiune. Poate o incidență estimată, pentru că fiind o boală rară, incidența probabil că e dificil de estimat în condițiile în care nu avem registre de cancer. Compania s-a gândit să financeze pentru o perioadă de un an de zile un număr de pacienți. În cazul institutului nostru a fost vorba despre un număr de 6 pacienți estimați că am putea să-i includem și pentru o perioadă care să primească tratament pentru o perioadă de un an de zile, estimând cumva că în această perioadă de un an de zile va urma și rambursarea medicamentului. Programul a început destul de greu, primele formalități au durat, dacă ideea a fost odată cu aprobarea medicamentului în Uniunea Europeană în decembrie 2022, de fapt primii pacienți au fost incluși în aprilie. Pacienții români riscă să rămână fără soluții de tratament, reducându-le astfel semnificativ șansele de supraviețuire. Oamenii legii au desfășurat o acțiune în scopul prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave. În cadrul acțiunii, polițiștii rutieri au aplicat 128 de sancțiuni contravenționale. În data de 27 iunie, oamenii legii au desfășurat o acțiune în scopul prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecințe grave. În cadrul activităților au fost aplicate 128 de sancțiuni contravenționale, din care 81 pentru nerespectarea perioadelor de conducere și odihnă, 24 pentru nerespectarea regimului legal viteză, 2 pentru nepurtarea centurii de siguranță și alte 3 pentru diferite defecțiuni tehnice. Valoarea sancțiunilor a fost de aproximativ 49.000 de lei, fiind reținut un permis de conducere pentru depășirea vitezei legale de deplasare. De asemenea, Brigada Autostrăzii își reafirmă angajamentul de a continua eforturile în vederea creșterii siguranței rutiere. România poate deveni un actor important la nivel european în domeniul tehnologiilor cuantice. Companiile au început să se intereseze de specialiști în acest domeniu, iar UPT lansează un program de masterat denumit Quantum Computing. Specialiștii români din domeniul IT sunt foarte apreciați pe piața globală de servicii, iar acest lucru poate fi un avantaj pentru țara noastră în noi direcții de dezvoltare. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor cu inteligență artificială, în paralel va fi nevoie de noi servicii și specialiști înalt calificați. Un astfel de domeniu unde va fi nevoie în viitor de specialiști este quantum computing, care înseamnă calculul efectuat pe un nou tip de computere, extrem de puternice, care folosesc legile fizicii cuantice pentru a face calcule complexe mult mai rapid decât calculatoarele tradiționale. În acest an sunt două universități din România care organizează admitere la o astfel de specializare. Comparativ cu alte țări, Ungaria și Serbia nu au programe de quantum computing la programele de masterat, iar țări precum Austria, Suedia, Spania sau Olanda au unul singur. În Europa, lideri sunt Germania, Marea Britanie și Franța, cu 5, 4, respectiv 3 astfel de programe masterale.
Cartierele noi din Sâna Andrei vor avea canalizare. Lucrările au demarat pe strada Măslinului, prima pe care se intervine, urmată apoi de alte 31 de străzi incluse în program. Primarul comunei Sâna Andrei, Claudiu Coman, demarează lucrările pentru canalizare în cartierele noi ale comunei. Acesta anunță faptul că urmează o perioadă dificilă pentru echipele de muncitori. Multe săpături și posibil mici incidente de întrerupere a curentului electric pe o perioadă de scurtă durată, cauzată de ruperea cablurilor. Prima stradă la care s-au început lucrările este strada Măslinului, urmată de celelalte 31 de străzi vizate în program. Horticultura va administra încă două cimitire din Timișoara. Primăria Municipalității a câștigat în primă instanță la Tribunalul Timiș procesul prin care societatea care le administra a atacat hotărârile de Consiliu Local care vizau preluarea de către Horticultura. Primăria Timișoara a câștigat în primă instanță la Tribunalul Timiș procesul prin care societatea Darius și Alex SRL a atacat hotărârile de Consiliu Local care vizează preluarea administrării a două cimitire importante din oraș de către Horticultura. Anterior, administrarea cimitirelor din municipiu a fost făcută de către operatori privați, dar au existat numeroase nemulțumiri atât din partea primăriei, cât și a cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor prestate. Instanța a confirmat legalitatea deciziei noastre strategice de a readuce administrarea cimitirelor din mâna unor privați sub umbrela administrației, așa cum este normal. A fost o decizie pe care am luat-o toamna trecută și care s-a lovit de foarte multă rezistență, tocmai pentru că ani de zile cimitirele au fost afaceri înfloritoare pentru firme care au profitat de necazul timișorenilor și și-au permis să ofere servicii proaste în cimitire neîngrijite. Vedem în ultimele luni că Horticultura este un bun administrator, atât pentru cimitirul din Calea Șagului, cât și cel de pe Rusu Șirianu, spune primarul Dominic Friț. De la preluarea locațiilor, echipele Horticultura au lucrat intens la curățarea și întreținerea acestora. Horticultura achită primăriei Timișoara o redevență anuală de 154.400 de lei. În plus, se obligă să realizeze investiții de 110.000 de lei în fiecare an în cele două cimitire. Polițiștii locali au demarat o amplă acțiune cu efective mărite pe linia combaterii fenomenului cerșetoriei. Într-o singură zi, 20 de persoane care apelau la mila publică au fost depistate în zona centrală sau Gara de Nord. Poliția locală face apel să nu le mai oferim bani, deoarece în acest fel îi menținem în stradă. Polițiștii locali din cadrul serviciilor siguranță și ordine publică și patrulare și control spațiul public au demarat o amplă acțiune cu efective mărite pe linia combaterii fenomenul cerșetoriei în ultima perioadă, constatându-se o creștere a numărului persoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Timișoara. Acest gen de acțiuni, pe lângă patrulările zilnice desfășurate în vederea ridicării acestor persoane și predarea lor către centre sociale, au drept scop descurajarea celor care s-au obișnuit să vină în Timișoara pentru că aici li se oferă bani. Verificările au avut loc în zonele în care s-a reclamat cel mai frecvent acest fenomen, precum marile intersecții din oraș, zona centrală, proximitatea centrelor comerciale și a piețelor agroalimentare. Astfel, într-o singură zi, 20 de persoane care apelau la mila publică au fost depistate în zona centrală sau Gara de Nord. Acestea au fost preluate din stradă și duse la complexul de servicii sociale Sfântul Francisc. Poliția locală precizează că aceste persoane au devenit tot mai insistente, uneori chiar agresive. Unele dintre ele își folosesc copiii la cerșit sau mizează pe mila trecătorilor, etalând dizabilități fizice pe care suferă, ori pur și simplu sunt persoane apte de muncă, care și-au făcut un stil de viață din acele bani, fără să-și dorească reintegrarea în societate. Din cauza legislației care prevede doar sancțiuni contravenționale, aceste persoane continuă să fie prezente pe străzi și să producă disconfort. Polițiștii locali acționează prin preluarea lor din stradă și predarea către centre sociale, chiar și de mai multe ori pe zi. Fără sprijinul cetățenilor este însă dificil de ținut sub control acest fenomen, motiv pentru care facem apel din nou să nu li se mai ofere bani, deoarece în acest fel îi menținem în stradă. De fiecare dată asupra acestora, polițiștii locali găsesc sume semnificative de bani, chiar și de ordinul miilor de lei, sume de bani pentru care nu există bază legală pentru a putea fi preluați în vederea confiscării. Persoanele depistate în stradă sunt predate centrului de asistență socială, în care au posibilitatea să rămână până la 3 ani, timp în care ar beneficia de cazare, masă și asistență medicală în mod gratuit, ar putea să se încadreze în câmpul muncii, iar banii câștigați în cei 3 ani să-i pună deoparte pentru a putea începe o viață nouă. Cu toate acestea, ei refuză să rămână în centru și se întorc în stradă în aceeași zi, motivând chiar ei că este mult mai profitabil să cerșesc decât să muncesc, fac mai mulți bani cerșind decât voi muncind, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara. Primarul Dominic Friț a primit certificatul care atestă că a câștigat alegerile în 9 iunie. Edilul a mulțumit timișorenilor care i-au acordat încă 4 ani în scaunul de primar și a vorbit despre proiectele care vor fi implementate în noul mandat.
Primarul Dominic Friț a primit certificatul doveditor al primarului, care constată că a câștigat alegerile în 9 iunie. Mulțumesc pentru încrederea celor 53.040 de timișoreni care au pus ștampila pe numele meu, aproape 4.000 de voturi în plus față de 2020. Împreună am reușit să ținem Timișoara pe drumul european al modernizării și corectitudinii. Urmează încă un mandat cu multă muncă. Avem de terminat un stadion și de început un nou spital municipal. Să închidem legătura de la Solventul și să aducem înapoi strălucirea zonei Traian ca al doilea centru al Timișoarei. Să facem noi parcuri și să aducem sistemul de termoficare local în secolul 21. Prioritară rămâne lupta pentru patrimoniul Timișoarei, să ne recuperăm terenurile și clădirile și să reamenajăm spațiile din cartiere, acolo unde e nevoie de o mare atenție pentru zonele verzi și trotuare, dar și de noi piste de biciclete și locuri de parcare, transmite Dominic Friț. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere!